Procurorii din Cod Craiova au efectuat mai multe percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. În urma descinderilor s-au ridicat zeci de pliculețe cu droguri, telefoane mobile, dar și suma de 14.000 de lei. Membrii grupului infracțional sunt acuzați că ar fi introdus în țară din Italia droguri de risc și de mare risc, pe care le-ar fi vândut ulterior pe raza județului Dolj. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 32 de pliculețe cu cannabis, două pliculețe cu cocaină, 100 de grame de substanță pulverulentă de culoare albă, telefoane mobile și 14.000 de lei, se arată în comunicatul de ICOT. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de acestea s-a dispus măsura arestării preventive. De asemenea, față de alte trei persoane a dispus măsura controlului judiciar. Membrii grupului infracțional sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de introducere în țară de droguri de risc și de mare risc, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc.